ministru Bodog, vaccinurile antigripale. Da, domnule prim-ministru, vaccinurile antigripale sunt în procedură de achiziție. Pe cu câte tulpini, domnule ministru? Că am înțeles că sunt niște vaccinuri cu 3 tulpini și unele cu 4 tulpini. Este vaccinul care a fost recomandat de către Institutul Național de Sănătate Publică. Și câte tulpini ai asta? Cred că 3 tulpini. Înțeles. Deci este în procedură de achiziție pentru persoanele care se găsesc în, care se găsesc internate în spital, va fi prima tranșă de vaccinuri pentru când? Cele care sunt la sfârșitul acestei luni. Vaccinarea pentru antigripal începe la sfârșitul lunii, în mijlocul lunii octombrie, la sfârșitul lunii octombrie. Așa este recomandarea advenită de la OMS. Și noi până la sfârșitul lunii avem vaccinuri antigripale în România? Pentru, doar pentru persoanele la risc. Deci prima tranșă, celelalte urmează sfârșitul lunii octombrie să încheie procedura. Am trimis deja corpul de control pe Direcția de Sănătate Publică pentru a verifica care a fost motivul și să, cine este răspunzător și voi lua măsuri. Da, nu vezi controlul să vină după ce oamenii nu mai lucrează la noi? Că eu știu că din martie puteai să dea seama că vine octombrie. Da, sunt funcționar public. Și în fiecare an, am înțeles. Hai să ne dea în judecat. Hai să ne asumăm și lucrul acesta, domnul ministru. Nu se poate din cauza la doi funcționari care încep procedura în septembrie pentru octombrie să suferim, să suferă țara, domnul ministru. Nu se poate așa. Am înțeles, domnule. Dar dați-i în judecată. Așa funcționari publici, cum sunt.